Mulțumesc, doamna președinte de ședință, stimați colegi parlamentari. Declarația politică de astăzi am intitulat-o Amenințările la adresa democrației continuă. Primarul general al capitalei a luat în sfârșit în calcul anularea infamului târg din Piața Victoriei. Ne facem că nu știm sau nu înțelegem de ce a avut în vedere ocuparea acestei locații. În cei 27 de ani nu s-a organizat vreo activitate festivă sau recreativă în Piața Victoriei. De ce? Pentru că este, de la prima vedere, datorită amplasamentului, un spațiu impropriu pentru organizarea de târguri, spectacole sau de alte asemenea evenimente. În general, dar cu cât mai mult când vorbim despre participarea unui număr însemnat de copii. Este o locație care pune în pericol viața participanților. Mai mult decât atât, Piața Victoriei a devenit în ultimele 12 luni un simbol al exprimării libere pentru o altfel de Românie, al luptei pentru democrație și pentru dezvoltare. Sunt adeptul protestelor ferme, non-violente și fără nicio formă de degenerare a acestora. Condamn însă orice fel de încercare de stopare a mișcărilor de protest. Piața victoriei liberă reprezintă o victorie simbolică, uriașă pentru democrație. Partidul Național Liberal își menține poziția contra măsurilor nocive pe care actuala putere și-a manifestat-o și vom fi pregătiți să ripostăm oricărei găsănițe din disperarea Partidului Social Democrat de a proteja imaginea și așa extrem de șifonată. România trebuie să lupte pentru democrație. Vă mulțumesc, deputat Partidul Național Liberal Vasile Gudu, circunscripția electorală 38 Tulcea.